Dragocernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, iubiți pelerini, din orice parte te-ai uitat spre Maica Domnului, o vezi frumoasă, o vezi bună, o vezi mărinimoasă, discretă și delicată, și epitetele ar putea continua. Este o personalitate care cuprinde în sine toate calitățile umane și le lucrează în sensul și în posibilitatea lor maximă. De aceea, noi cei care venim să o cinstim pe ea aici, în casa sa, la Nicula, ne folosim duhovnicește fiecare parte în funcție de ceea ce suntem și ceea ce căutăm, privind la chipul său, privind la icoana sa, privind la ceea ce ea a însemnat și înseamnă în viața noastră bisericească și duhovnicească. Meditația din această zi premergătoare, sărbătorii adormirii sale, o să o pornesc de la un verset prezent în Evanghelia Sărbătorii de la Utrenie și zice în Evanghelia pe care am rostit-o de atât de multe ori la slujba Paraclisului pe parcursul celor două săptămâni de pregătire pentru sărbătoarea adormirii sale. Este cuvântul grăit de Îngerul Gabriel, de Arhanghelul Gabriel și apoi întărit și adăugat de verișoara Picioarei Maria Elisabeta atunci când aceasta s-a dus în vizită în casa ei. Ce anume? Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Și ne vom referi mai ales la primul cuvânt din această adresare, din această laudă pe care o aduce și cerul și pământul Fecioarei Maria prin cei doi reprezentanți, ziceam Arhanghelul Gabriel și Elisabeta, verișoara Mariei, pe nume binecuvântată. A o numi binecuvântată înseamnă, mai înainte de orice, a fi aleasă de Dumnezeu ca purtătoare de har, purtătoare de rol în mântuire și nu orice rol, ci rolul de căpătâi, pentru că Dumnezeu a hotărât ca Fiul Său să se nască din pântecele Său. Este binecuvântată, aleasă de Dumnezeu, dar aleasă și între femei. Asta înseamnă că mai înainte ea s-a ales, s-a osebit, am zice, în terminologia Sfântului Apostol Pavel, de celelalte femei și zice de oamenii generali, nu în sensul de separare, ci în sensul de sfințire. S-a osebit de viețuirea celorlalți și a trăit o viață doar pentru Dumnezeu. A trăit o viață în care fiecare clipă era îndreptată înspre slăvirea lui Dumnezeu. Și fiecare lucru din viața sa viza chemarea lui în propria sa viață, suprapunându-se viața sa cu viața lui Dumnezeu, sau trăind ea însăși viață dumnezeiască. De aceea, binecuvântarea din partea lui Dumnezeu, ca alegere, ca umplere de har, a venit în consecința unei viețuiri frumoase, curate și, ziceam, totalmente dedicată lui Dumnezeu. Este primul sens al acestui cuvânt, binecuvântare sau a binecuvânta. Dar apoi vine și cel de-al doilea sens pe care noi îl folosim, a binecuvânta în sensul de a grăi cele bune, de a grăi cele frumoase, de a da răspuns bun la ceea ce vine de la Dumnezeu. De la ceea ce vine din partea binecuvântării lui Dumnezeu. Și răspunsul Fecioarei Maria a fost în consecință. În Psalmul 44, interpretându-se profetic, David pune în gura Preasfintei Fecioare Maria
lucrul următor. Răspuns la inima mea cuvânt bun. Răspuns la inima mea cuvânt bun. Și aceasta înseamnă binecuvântarea din partea Preasfintei Fecioare, ca răspuns la binecuvântarea pe care ea a primit-o de la Dumnezeu. Ea a răspuns binecuvântării lui Dumnezeu prin acest cuvânt bun. Fie mie după cuvântul tău, și toate celelalte au izvorât și s-au succedat în conformitate cu acest cuvânt, ca răspuns la binecuvântarea lui Dumnezeu printr-o altă binecuvântare, de data aceasta de natură omenească. Și de aici încolo mi-aș dori să trasez o lecție practică pentru noi cei care astăzi am venit la Mănăstirea Nicula. A binecuvânta, în sensul cel de-al doilea, înseamnă a nu grăi dintre ale tale. Înseamnă a grăi din cele ale lui Dumnezeu, dumnezeiești, însuși Dumnezeu. Și apoi Domnul în Noul Testament a zis, binecuvântați. Iar tot cel care binecuvintează, împrumută din cuvântul lui Dumnezeu, în care El este prezent și va fi prezent până la sfârșitul viacului. Hristos este prezent în cuvântul cel bun, în cuvântul cel de binecuvântare, în răspunsul bun al omului, în dialogul cu minte, în vorbirea frumoasă, în tot ceea ce ține de o așezare duhovnicească și cum o numim noi în popor, atât de frumos, de bună cuviință. Și de ce fac această... De ce pun acest accent și de ce m-am oprit la această temă mai ales? Pentru că se contextualizează bine. Nu de puțină vreme s-a vorbit tocmai despre cuvântul rău, rostit de unii sau de alții, și a creat de cei mulți într-o circumstanță concretă, chiar în apropiere de locul în care noi ne aflăm. Și toți am dat din nume și ne-am tulburat de cuvântul rău și murdar și vulgar care a fost rostit, însă tulburarea și mai mare a fost uitându-ne la plăcerea noastră de a asculta și de a participa la un spectacol în care cuvântul rău, cuvântul murdar, cuvântul vulgar, cuvântul nepotrivit, este rostit cu nonșalanță și, ziceam, este mai ales primit cu plăcere. Și în sensul acesta, bineînțeles că ne ridicăm anumite întrebări și nu sub chipul judecății, sub nicio formă, pentru că noi înșine suntem cei care trăim, acceptăm și folosim, din nefericire, un cuvânt nepotrivit. Un cuvânt care nu este demn nu doar cu calitatea de creștin, ci nu este demn nici cu calitatea de om, cu om în sine, cu ceea ce presupune un om într-o minimă educație. Și facem compromisuri mici sau mari în sensul acesta, de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt. Glume, ironii, batjocuri de tot felul și zicem, de dragul unui umor ieftin și gratuit sau de dragul unei jigniri, unei dorințe de a te plasa deasupra celuilalt și de a-l numi într-un fel sau altul pe cel de lângă tine, dându-ți ție mai multă importanță. Faptul că cuvântul și-a pierdut din calitățile sale, din nefericire, nu mai vorbim în mod general de limba noastră ca limba vechilor cazani, adică limba vechilor cărți sau limba rugăciunii. În sensul acesta, lucrarea aceasta sau concluzia pe care o tragem ar trebui să ne conducă înspre o stare de pocăință. Și a înțelege că un cuvânt rău folosit, de fapt, este expresia a ceea ce noi trăim înăuntru. Și dacă tot am zis că limba ar trebui să fie cea a vechilor cazanii, înțelegem că dacă cuvântul nostru nu mai este unul potrivit, nu mai este unul frumos, asta înseamnă și că ne rugăm mai puțin. Sau că suntem mai puțin atenți la cuvântul lui Dumnezeu și îl citim mai puțin,
din Scripturi și îl ascultăm mai puțin, cu toate că, poate ca niciodată în alte vremuri, astăzi, accesul la Cuvântul lui Dumnezeu și la Cuvântul Bun este ușor și foarte ușor. În sensul acesta, un om care se roagă, un om care stă aproape de Cuvântul lui Hristos, de Scriptură, nu poate fi altfel decât un om îngrijit în vorbă, îngrijit în cele ce spune, atent. Și nu doar să nu folosească cuvinte vulgare, agresive, nepotrivite, ci și dintre cele potrivite să le folosească cu măsură atunci când e nevoie, fără să dea buzna în viața celuilalt și fără să rănească într-un fel sau altul, respectând pe cel dinaintea lui, cu starea lui și cu nevoile pe care le are. Un om al rugăciunii, un om aproape de Cuvântul lui Dumnezeu, este atent și ziceam în sensul acesta că nu-și permite să grăiască decât cele pe care Dumnezeu îi le dă și oricum se arată într-o atitudine de foarte mare prudență. Acum, extinzând acest discurs, această problematică înspre viața obișnuită, punctăm și anumite lucruri. Că dacă e vorba de a trage un semnal de alarmă și dacă e vorba și mai mult decât atât de a face pocăință și de a îndrepta lucrurile, avem în vedere mai ales familia, școala și de ce nu și spațiul bisericii pentru noi cei care credem și ne dorim să fim aproape de biserică. Familia este primul spațiu unde se învață cuvântul, unde învățăm să comunicăm unii cu ceilalți. Ne este foarte la îndemână și un exercițiu foarte ușor să observăm că tot ceea ce copiii vorbesc, aud la părinții lor. Părinții lor sunt cei care îi pun pe un anumit drum. Și fac și această paranteză, pomenindu-vă de o experiență comună pe care am întâlnit-o de foarte multă vreme, nu? Întâlnindu-mă cu o familie sau cealaltă, sau cu unii sau alții venind înspre biserică, auzi un copil mititel din calea afară că spune cuvinte nepotrivite și cumva părinții se fâstăcesc și pun vina pe copilăria lui și pe neștiința lui. Și bineînțeles, concluzia este alta. Nu e vorba de neștiința copilului și de nevinovăția lui, care este, ci e vorba de ceea ce el aude în casă, ceea ce aude de la mama, de la tata, de la bunicul, bunica, ceilalți frați din jurul său. El înregistrează și aceea transmite. Și mai este o situație nefericită. Îi auzim pe copii vorbind urât și noi zâmbim de năzbâtile pe care ei le fac, gândind că cine știe ce lucru interesant este faptul că el spune o prostie sau alta pe care o fi auzit-o dintr-o parte sau alta și felul acesta îl și încurajăm pe un drum anume pe care îl va dezvolta mult mai ușor, mai târziu. Așadar, în familie și mă gândesc cu nostalgie în satul meu natal, acolo unde m-am născut, cu câtă grijă cei în vârstă rosteau cuvântul și mai ales în preajma copiilor, în așa fel încât să nu prindă ceva din ceea ce este nepotrivit. Iar dacă cumva se supărau, să nu fie copiii victime ale supărărilor și ale cuvintelor care ies din gura lor, nepotrivite la vreme de mânie. Și adaug și lucrul acesta, dacă tot e vorba de vorbire nepotrivită, e vorba și de atitudinile noastre ca părinți în fața copiilor noștri. Părinții se ceartă și își vorbesc urât, făcând spectacol în fața copiilor lor. Și mai târziu ei vor pleca cu foarte multe răni, pe care cu greutate cineva îi le va vindeca, din pricina noastră a celor mari. Și a lipsei de înțelepciune, neștiind să gestionăm momentele care sunt uneori mai intense în viața noastră și într-un fel chiar aruncându-i în gura focului, am zice, pe copilașii noștri care n-au nicio vină pentru faptul că noi cei mari nu reușim să ne punem un drum dintr-un motiv sau altul.
Așadar, primul loc unde învățăm această grăire cu minte frumoasă, cuvincioasă, este familia. Și e nevoie să învățăm discreția, e nevoie să învățăm atitudinea sănătoasă, prudența și, zic într-un cuvânt, bună cuviința. Și de acolo pleacă toate. Apoi adăugăm și școala. Și în școală există o tendință din aceasta de apropiere exagerată a profesorilor față de copii, tocmai din dragul de a-i câștiga într-un fel. Și în această apropiere, profesorii își permit dialoguri și cuvinte nepotrivite, intrând în logica tinerilor, tocmai pentru ca să fie, iertați în termenul nepotrivit și nelegat, mișto pentru cei care sunt în jurul lor, să fie iubiți de către copiii și studenții lor, să fie pur și simplu oameni agreați și cu care cineva să se bucure atunci când se întâlnește, dar nu din motive consistente, zicem, din motive pedagogice sau didactice, ci pur și simplu, urmând această metodologie a lumii, care în loc să ridice din punct de vedere cultural comportamentul nostru, se coboară înspre comportamente subumane, tocmai pentru a plăcea celor din jurul lor și a se simți unul dintre ei, a se simți agreat și mai mult decât atât apreciat. În școală, ca și oriunde, este nevoie de diferența de roluri, diferențierea de roluri, profesorul să rămână profesor, în noblețea cuvântului, în noblețea comportamentului, în buna cuviință a tot ceea ce el este. Fiind cu adevărat prieten tânărului elev sau student, însă un prieten bun îi vrea binele prietenului său. Nu-l confirmă în toate comportamentele, cuvintele și celelalte care se arată nepotrivite în viața lui. Credem că și aici e mare nevoie de recuperarea valorii cuvântului, rostirea cu prudență și, zicem în sensul acesta, o rostire frumoasă. Și adaug și acest lucru, că ține de școală. E foarte important să citim și să citim lucruri frumoase. Și vă îndemnăm pe dumneavoastră care sunteți aici, profesori și părinți. Foarte important să învățăm pe tineri să se obișnuiască cu lectura. Lectura, literatură, dar apoi mergem și mai departe. Literatură duhovnicească, care ne învață cuvântul bun, ne învață să grăim cele bune și ne așează într-o matcă sănătoasă a tot ceea ce înseamnă un comportament firesc, elegant, omenesc și mergem și mai departe, un comportament duhovnicesc de cele din urmă. Și apoi și în biserică. În biserică este nevoie de o vorbire în consecință, de o vorbire așezată, de o vorbire care să facă diferența între ceea ce se întâmplă afară și înăuntru. Și nu agrem nici lucrul acesta. Când uneori cei din partea bisericii fac glume nepotrivite, folosesc cuvinte nealese, tocmai din același motiv pe care îl spuneam, de a plăcea celor din jurul lor și de a crea o atmosferă ușoară, liberă, dar de cele mai multe ori nefolositoare. Sfântul Pavel zice către noi, vorbiți între voi în psalmi și în cântări duhovnicești, lăudând pe Domnul în inimile voastre. De ce ne este teamă să spunem cele ale lui Dumnezeu atunci când ne întâlnim? Și noi, preoții, și când ne întâlnim cu credincioșii, vorbim dintre cele ale lumii, din cele care se întâmplă în țara noastră sau în altă parte. Nu că n-ar fi importante, dar cred că mult mai importante ar fi cele ale lui Dumnezeu. Și să spunem din cele ale lui Dumnezeu, iar dacă nu, să-L cinstim pe Dumnezeu cu tăcerea noastră lucrătoare. În sensul acesta, credem că e mare nevoie să recuperăm valoarea cuvântului și să facem o ostenială din a grăi bine, a grăi frumos, a ne feri de orice exprimare vulgară, cu conotații sexuale, orice exprimare care să te conducă la alte înțelesuri decât cele imediate, sănătoase și frumoase. Și să ne învățăm de la cei care fac acest lucru. Să nu uităm. Mulți, cei mulți, îl ascultau pe Domnul ore în șir și nici de foame și de sete nu le mai venea, pentru că avea cuvântul acela care dă viață. Și El însuși zice, cuvintele mele sunt duc și sunt viață. Iar cei care îl ascultau pe Domnul
trăgeau această concluzie, El nu vorbește ca ceilalți. El nu vorbește ca ceilalți. El are o altfel de grăire. Învățăm așadar, iubiți frați și surori, de la Maica Domnului, cea care a fost binecuvântată de Dumnezeu, să binecuvântăm și noi printr-o agrăire frumoasă potrivită și să ne exersăm în aceasta. O vorbire frumoasă se cultivă, nu ne naștem cu ea. Și ziceam, măcar în cele trei spații se învață și este foarte important ca acest proces să se desfășoare cele mai bune condiții. Am zis, în familie și dă Doamne ca în toate familiile să fie această școală a grăirii cele frumoase. Apoi în școală, în instituțiile de învățământ pe care le urmăm, dă Doamne și acolo să fie atitudinea cea mai potrivită, cuvintele cele mai alese, cele mai bune și cele mai de folos pentru creșterea culturală, dar mai ales duhovnicească, și adăugăm, bineînțeles, Biserica, care să ne învețe Cuvântul lui Dumnezeu și să umple de sens cuvintele pe care noi le grăim. Cel care cuvintează bine, cel care grăiește bine, va fi un binecuvântat al lui Dumnezeu, precum prea Sfânta Fecioară, răspuns bun a dat, bine a cuvântat și a fost binecuvântată de Dumnezeu. Amin.